Sunteți gata? Că recul s-a dat deja. Ce secret ai spus în ultimii 5 secunde? Tu știi că e bună întrebare. Dar n-am discutat nimic. Rubrica care am pregătit-o eu pentru voi. Eu pentru voi am pregătit-o. Scuze. Eu vreau să văd cum voi încercați să vă amăgiți unul pe altul. Să vă induceți în eroare unul pe altul. Aici avem 6 cutii pe care voi aleatoriu le alegeți. Gen, poți să alegi pe... Stricăm tot, spunem tot cum este. Adevăr. Așa, primul cadou, a doilea. Și cine câștigă, cine are mai multe puncte, cine reușește de mai multe ori să le inducă în eroare pe adversarul său, adică pe colegul lui, este cum acolo, câștigătorul suprem la Olin, care este un titlu răvnit de foarte multă lume. Adică nu e pur și simplu așa. Da, cadou de la Radler, ne dai la amândoi sau? Cadou de la Radler, îl dau amândouă cadouri care le am, le dau la câștigător. Pe care le am. Amândouă cadouri pe care le am, le dau câștigătorului. Bine așa? Da. Bine? Oricum rămân la mine mașină. Hai, bun, hai. Eu mă retrag din ecuații și lăs... Poți rămâi. Poți rămâi. Eu spus că trebuie să iasă, nu mai... O să arată o mai iure. Hai la asta, camin, noșniță, maca, cine începe primul? 1, 2, 3. Tu începi prima. N-ai făcut trebuie. Hai, prim. Așa, muzică tensionată, dați? Am dat? O să încep, da? Da. Și te-ai spus să-mi iei ochelari de aici de pe masă. Și eu să nu văd. Îi place, ce? Și eu să nu văd. Radule. Eu văd prin... Prin pereți. Hai, spus. Bă, dar știi ce... N-am înțeles eu cum îi bantui. Radule, ce-ți place ție? Tu poți ghicere, dar ce-ți place ție? Ce-ți place ție, răducule? Ce-ți place? Cel mai bun proiect din țară vă recomandă cel mai bun card de shopping din țară. Star Card. Îți place ție, Radule. Și pe urmă ce-mi place mie. Prin asta am spus, nu poți ghicere. Am un... Știi că e bine de fapt că îi stau acolo, că mușii tot zâmbiesc și tot scriuos. Am un pachet de bani, un pachet, nu pachet, așa o... Ce înseamnă pachet, da, nici nu înțeleg. Că-s bani în... Cum se numește? Un lista de bani. Așa, un teanc de bani. Un teanc de bani, bravo. Așa. Ca în câini cu lușele. Și un pistol. Și eu trebuie să spun dacă îl crezi sau nu? Da, uite, lăsă-mi ochi, vă știți din clasa 3-a sau din... Poți share detalii, nu? Ce să faci? Detalii. Clar. Ce culoare e pistolet? Ai, negru. Dar e... Da, vârful cum e? E pelit la cap pe pistolul cum? Nu, e colorat sau e... Nu. Și e greu, e... Nu, e de jucării. Păi, dar stai, că noi tot avem o jucărie, dar e destul de greu. E mai ușor. Știi cazul ăsta cu Alec Baldwin, da? Mă, dacă îmi pușcă Ana... Îmi pușcă, mă. Îmi pușcă un operator. Așa. Bun, bancnotele de câte? Vrei să durezi și asta un ceas? De câte? De câte-s bancnotele? Da. De cât îți place ție? De cât îți place ție? De toate vrei să spun de câte-s? Nu, dar știți, mai multe diferite? Acum că mă uit, da. Așa. Și de câte acolo? De 100. Sunt lei moldovnești? Nu, Radule, cine se joacă cu tine cu lei? Cine se permite să joacă cu tine la lei? Dolari? Da. Stai așa, piese de 100 și sunt de... Ce mai este? De câți dolari? Restul butaforii de asta, și care și-o permis Ana. Hârtii, nu știu. Bun, îmi pot să dau o concluzie? Da. Da, eu ce cred. Mulțumesc, fratele meu. Arată-i pe ferestruică. Să te ajut, eu aici, asistenta sexy din emisiune, vedeți? Stați, trec așa frumos. Ia dă teancul și ăla de bani. Sau e să-i țin, să... Tu mi-echi trei, nu s-ar pune, da? Hai, te-am uitat. Hai, reduc-le, hai. Așa. Alege tu. Mâna caldă doresc. Gata, eu știu ce e acolo. Băi, tehnicile astea să le încerci tu la... Clar, tu, gara. Dar Radu nu joacă cu curie. Ok, hai. Dacă domiță, dar ți-l arată camera, ții, da?
Eu astup urechile era bucură de tine. Asta, asta, asta. E bine așa. S-a văzut? Oi! Deci. Băi, farfurie. Și în farfuria asta e ceva comestibil, presupun. Presupun dacă e comestibil. E... Ia spune, Radu, ce e, ce e? Niște hamburgeri. Așa. Niște mai mulți? Da. E cât? Și pe lângă asta, m-am mai scurs, niște hamburgeri. Da. Colorați. Culori neobișnuite, adică sunt culori de astea. Spune, să facem gubii pe imanit la casă. Așa, așa, așa. Și pe lângă asta, eu praște. Știi praște de asta cu Ruslan Fiodorovici? Ruslan Fiodorovici este digne. Și eu presupun că toată construcția asta e, adică praștea, ei praștea, ei hamburgeri, ești colorați. Și în pușcu dă-mi cred. Și în pușcu. Băi, în vrabii, în unghi. Așa. Stai leac, nu înțeleg, e comestibil, ai zis. Așa. Băi, nu-ți cred, dacă nu trebuie mai departe. De ce nu mă crezi? Pentru că n-am înțeles, ai spus comestibil. Așa. Ai spus, îmi cred că și l-ai pipăit încă. Așa. Și pe urmă, îți cunosc, le-am proști. Nu înțeleg cine sunt proști cu praștea, cu ceva comestibil. S-a ușit vultul, băi. Cu unghi. Smisă. Ruslan Fiodorovici îmi pușcă și coiază. Dacă îi dai unui vânător. Așa. Bun. Nu mă crede, da? Gata, ai câștigat? Sau nu ai câștigat? Câștigat. Da, e proaște și cu astea, este astea de, cum se numesc? Ca gummy bears sau care mai sunt. Gelatină, da. Vă bătrim ca props pentru firmare proaștea. Împroașcă într-însul cu unul, hai fă, pentru content. În numele contentului. Împroașcă tare, nu te mai gătăm în puște. Stă doar, când ne-am mânt și mulă. Dar nici unul vrei să-mi puște, mă, că-ți plimbi ei tu. Aaa, băiatul Gordon Ramsay. Ia da, spune-mi. Luați! Da, da, da. Asistenta secției vine în cadru. Te rog, te rog, dar cheamă-și pe asistenta secției. Asta-i suca. Așa. Mergem mai departe, Blu, da? Da. Da. O sticluță cu slime. Și cu sirena înăuntru. O sirenă foarte urâtă. Sirena în slime? Mhm. E plutește acolo în slime acum? Da. Dar cum crezi? Care-i scopul ei acolo? A, există a sirenei? Slime? Nu, deși eu pus sirena în slime? Te-i băi să trebuie! Și întrebarea asta, mă zici, pus sirena în slime? Radu! Care? Cum pus de bine sirena în slime? Așa? Nu știu, să nu în slime. Dar dacă eu îl cred parțial... Mai dau întrebare de concretizare, eu nu știu. Da, întrebare de concretizare. Sticluță, cât e de mare sticluță? Cât sunt capozirea. După cât e de foarte... Băi, cât... Cât în cadrul, cât e de... Cred că e sticlul de apă 0.5. Bun, îl cred. Dă-ți bă, sirena. Uite, sirena, băi. Băi, cum ne chipuiem eu e ca asta, trebuie să-mi... Se poate făcut ca așa un challenge, disenat asta și el povestește, știi? Băi, tot când am luat, am cumpărat un slime și am găsit acolo un Pokémon și tot așa mă trebuie. Băi, care-i logica lui acolo, nu știu ce? Dar de-aia dă-i lua slime-ul și ăla. Băi, ce faci cu asta? Tu l-ai cumpărat. Poți să le iei acasă, poți să hai pe content și după asta să-l dau acasă, te joci cu el toată ziua. Vedeți ce înseamnă să nu respecti un invitat? O rugăminte am avut și eu. Să le iei acasă. Deci. Băi, am o vrăbiuță. De asta, cum Ruslan Fiodorovici are pereți ăștia care... Împăiată, împăiată. Stă pe un suport de lemn. Și culoare vrăbiuță. Culoare vrăbiuță, da? Nu, nu. E cafeniu, sur, negru. Adică cum... Vrăbiuță de asta, adică care...
Eu vă vedeți că scrânciuri cu alune. Dacă se vede un puiem în vrăbiuță, cum stă vrăbiuță, pe platoul și de lemn. Te-ai ultima sau te-ai luat? Te-ai ultima. Ia că Radu a intrat în azar, dar nu este multe lume care sunt posibile de luat. Cule. Răjitură. Carzâncuț. Cu frișcă, așa. Cu ciocolată presurată deasupra, și în pipâr stau două lumnărele zerodoi și un mini cuțit înfipt. E comestibil, adică e... Cea mai probabil. Deci culoare sunt lumnărele. E culoarea e culoarea roz. Pe farfurie? Da, păi de ce, Radu? Băi, eu cred. Nu uite pe tine, asta nu trebuie arată bine. Păi, gata. Băi, trebuie să ducem mai brichetă. Da. Băi, de comestibil până la da? Da, da, poți mănânci chiar. Dacă mănânci, ce dacă spune cum nu? Cu țăt și ala e cu rujină. Lăsă la mod de serios. Ții, Radule! Iar vă feferiți ceva, vrăbiuță. Perfect. Mă împiam vă. Zic rău, bine. Ti stai bine să înșepe, că... Bine, scurt tot e ceva comestibil. Mi-mi place lucrul ăsta să-l mănânc. Nu știu dacă e că tu știi dacă mi-mi place să mănânc. Trebuie să spui că asta e ideea, că eu... E clătită. Și sub densa e pus un... Băbiuț. Un fel de suport ăsta. Și pe densul, pe suportul ăsta, e scris... 02, numărul 1. Și tot asta e scris cu sânge. Și aici încheiem această emisiune. Sânge. Sânge vrei, sânge! Cred. Băi, Radu, motincă pregătește de ceva. Radu, am două cadouri pentru tine din partea sponsorului acestui minunat, incredibil proiect. Mă crezi că deschizi la când ești cel mai bun, primești cadou, înțelegi? Facem noi. Frățiește, lasă barierile astea între noi! Prutule, deschide-te! Așa. Da, așa, amândoi. Să suntem bine? Să mulțumesc frumos pentru vizor. Stai să mă văd așa de pasă. Noi câte episoade avem înainte? Două? Care două? Cu tine. Când e în sezonul întâi. Da. Nu. Apieca. N-am înțeles la ce am răspuns, dar hai să terminăm acest episod. Sio! Asta este Cătălinia. Da. Vineri e două mâini, adică două după zero doi. După gata! Ce înseamnă gata, nu înțeleg. Deși tu este gata, ce este un început. Deși noi văpșit trebuie să facem ce vrei tu. Ați scris chemați-ne, chemați pe 02, pe 02 la... Dar frumos și ceva, vorbeți sentimental ceva sau... E iarnă și e frig. Stai, voi v-ați înțeles? Nu, a fost bun șoc, bun șoc. Dar asta e un proces. Înțelegi? Asta e un proces la care lucrez și se rezolvă. Da, da. Gata? Ce ați făcut acolo? Vorbit am despre proiect. Și cum? Bine, ce mai nou? Oh baby, do you love me?